Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Am cam întârziat cu episoadele din cauza vremurilor astea care le sunt acum. N-am mai filmat ceva de vreo 2 luni, dar eu zic că am meritat pe deplin așteptarea, pentru că astăzi am venit special aici, în Împărat Brașov, să filmăm pentru prima dată noul R6, versiunea C8. Primii suntem și singurii deocamdată din țară. Mulțumim încă o dată proprietarului pentru încrederea acordată și pentru că a fost prompt în a ne satisface această dorință. Ce pot să spun, la prima impresie de cum am ajuns și am văzut mașina, într-adevăr, nu are nimic de a face cu modelul vechi, vorbim de modelul C7, da? Pe care l-am și filmat. Ce au venit nou inginerii de la Audi, a fost în primul rând upgrade de putere, da? Acum mașina dezvoltă 600 cai din același motor V8 biturbo, mult mai mulți newtoni, 800 la număr, și cea mai mare inovație, după părerea mea, a fost cutia. Cu 8 trepte, în continuare, cutia nu este cu dublu ambreiaj, adică nu avem funcția launch control, dar cutia asta spune ei că poate duce până la 1200 de Nm. Gândiți-vă că cei de la MTM deja au făcut un soft pentru mașina asta, Stage 1, care duce direct la 750-800 de cai, spune ei, și aproape 1100 de Nm. Gândiți-vă că un Bugatti are 1500 de Nm. Este senzație mașina. Bun, să revenim la ale noastre acum. Încă o chestie interesantă de domeniu tehnic la mașină este faptul că în oraș mașina își poate dezactiva cei 4 cilindri din 8 pentru un consum foarte, 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 foarte redus. Ceea ce la modelele anterioare nu se putea. Adică... Wow. Deci acum nici măcar n-am călcat-o și mașina trage foarte bine. Încă o chestie interesantă la mașină este că inginerii au adus cele două butoane DRS. Practic, după cum știți, ei s-au inspirat puțin de la modelele M. La M5 nou avem M, M1 și M2, în care tu practic îți setezi mașina cum vrei tu. De exemplu, să spunem că pe RS1 o punem mașina să fie, nu știu, pe dinamic, de exemplu, da? Și pe RS2 cu totul scos, toate sistemele scoase, pe dinamic, cutia o selectăm noi cum vrem. Mașina în continuare, după cum știți, că mă știți că sunt fan Audi, este, după părerea mea, mașina perfectă în materie de mașină daily, de supercar daily. Adică te poți duce liniștit la, nu știu, unde ai treabă, la cumpărături, să-ți duci copilul la școală, apoi te poți duce să te distrezi pe circuit cu această mașină și seara poți ieși la restaurant. Ceea ce cu celelalte supercaruri, care poate sunt de 2 sau de 3 ori mai scumpe ca această mașină, nu poți să-ți faci aceste dorințe. Va trebui să ai o mașină pentru fiecare domeniu în parte. Mașina, bineînțeles, vine cu tot luxul disponibil, de la volan, de la Alcantara, piele cea mai bună calitate, carbon, tot ce ține de sisteme de tehnologie, jante, am rămas uimit, jante pe 22, eu credeam că doar pe Urus vin 22 cu 23, dar acum am văzut că și pe R6, până acum nu erau, cele mai mari erau pe 20, dacă nu mă înșel. 21. 20 sau 21, da, chiar nu mai țin minte, dar știu că 22 sigur nu existau. Inginerii au umblat inclusiv și la frâne, le-au făcut mult mai mari acum. Cred că, dacă nu mă înșel, R6-le are, după Lamborghini, cele mai mari discuri montate, dar nu știu sigur de chestia asta, pentru că totuși este o mașină destul de grea și trebuie oprită. În continuare avem aici, bineînțeles, spatelele montate pe volan, nu pe consolă, da? Mașinile RS, cum spuneam și materialele anterioare, sunt făcute într-o fabrică specială, separat de celelalte modele Audi, în care cei mai mulți ingineri sunt aduși acolo și acolo se fac toate modelele de RS și R8-ul, în acea uzină specială. Wow, cum trage. Fuai de capul meu. Uhuh. Mamă. Văd aici sistemul cel mai performant de audio, Bang & Olufsen, care știu că costă foarte mulți bani, dar își merită fiecare cent, pentru că am mai fost în câteva mașini RS cu Bang & Olufsen și face toți banii mașina. Încă o chestie interesantă este că mașina a primit un diferențial activ
care îți citește practic stilul tău de condus și în momentul în care tu practic nu ai nevoie de 4x4, ea transmite foarte mult, foarte mult din putere pe spate, iar în momentul în care simte că tu vei pierde puțin mașina sau are nevoie să te scoată dintr-un viraj, să spunem că, nu știu, iarna, zi zăpadă sau orice altceva, ea ușor, ușor dă puterea și către față, cuplează și puntea față. Încă o chestie interesantă pusă pentru prima dată pe RS6 este all-wheel steering, adică mașina virează cu toate cele patru roți, la viteze mici toate cele patru roți virează în același sens, iar de la viteze puțin mai mari, roțile din spate virează în sens invers. Bine, asta tu practic este insesizabil ca și șofer, părerea mea, eu cel puțin niciodată n-am simțit chestia asta. Am mers cu Porsche 911 care are aceeași chestie, generația 992. Eu nu am simțit, chiar am mers destul de tare, dar știu că într-adevăr mașina stă foarte, foarte bine. Și mai ales cu diferențialul de care vorbeam eu și are și torque steering, e mașina lipită de asfalt, te simți practic ca într-un kart. La primul contact când l-am avut cu mașina, imediat cum am coborât și am văzut-o, mașina este mult, mult mai bomba, mult mai umflată, ca să spun așa, față de generația anterioară. Și încă o chestie pe care eu uitasem este că este primul RS6 din istorie cu mild hybrid, adică ajută foarte mult la consum. Undeva la 11-12 am înțeles că a consumat mașina pe un drum România-Germania. Deci după părerea mea e cum să vă spun, gândiți-vă că eu am o mașină cu motor de 3000 diesel și consumă atât. Și asta e un motor de 4 V8 6 cai, deci după părerea mea e ceva ce cu greu pot să... În încheiere vreau să vă spun că această mașină merită fiecare leu, cu toate că a fost foarte mult bani mașina, dar, cum spuneam, este o mașină pe care o folosesc zi de zi, de care ai nevoie în orice moment, da? Nu trebuie să-ți mai cumperi, nu știu, un SUV sau o mașină specială pentru circuit sau un supercar, nu știu, care să te dai la liniuțe sau la... Nu, asta este, înglobează absolut totul, merită fiecare leu. Probabil că dacă aș avea bani, cu siguranță mi-aș cumpăra nu una, ci mai multe, pentru că este una dintre mașinile mele preferate. Ce pot să spun? Să-i mulțumesc foarte mult proprietarul, pentru că m-a așteptat și a stat după mine toate că avea treabă și că a fost foarte binevoitor. Și sper că până data viitoare să ne revedem cu bine cu altă mașină